Aurita lui Nanu, Aurit. Da. Păcurașul lui Nana, Nana. Nanadora. Nanadora, da. Lui Nanu, păcuraș. Ce faci tu? Bine la Chișinău. Da. Mă, mea, mă, dar parcă ești clăpăugul părul ăla. Dă părul frumos că știi. Ce-i cu tine? Ia ca așa. O, oh, așa ești mai senzuală. Cum la Chișinău? Bine. Când duci în Italia? Am înțeles, bunica și fașii. Mâine mi-ai dat spectacol? Da. Și un puloveraș verzui. Jesus, Jesus, Ian. O, tare mult mă întreabă. Emilian, de unde ai șubile astea frumoase? Trei șubile aproape. Îs din Azar. Da, e ca șuba asta e genială. Ei, hai, dar să ajung două. Astăzi din plin îmi merge la Azar. Tot ce am găsit tot este Jesus genital. Mm? Să le crești un 7 ianuarie în îmbrac, o lap. Iată, tăți ne-am bodoghit, asta e cămașa pentru costumul de mâine, trebuie un albastru. Sora mea, îmi taște? Eu am și un calțăminte la vizită. Uh-huh. Jesus. La Venus li pot duce. Da. Și el mai bine la cumpărător să vii, nu-i cu mama, nu-i cu bunica, dar cu Emilian. Poate cu Nanu, poate. Da, cu Nanu. Asta prima ta casă, dar știi când ne-ar prinde bine să lucrez cu... Wow! Mi-ai dus sniffer? Da. Asta îți lipui pe tort. Pe tort. Sori, m-a bucurat că ea sprânească Florian, sprânesc eu mâine, că mâine ziua mea de naștere, așa că noi o să decorăm cu aceste frunzulițe, crenguțe, tortișorul. Cât le facem pe mâine? Trei. Trei, totuși 40 ceva de bani. Iată ce avem noi aici. Asta este vișină în soc cu ea, făcută de mămica de la Negurieni. Și soare mea, nu știu, s-a apucat de făcut tortele. Tu, știi că eu vin în Moldova de mult timp. Trebuie să-mi spui, Marina, fă-mi tot tortul. Și tortul de la mămica de la Negurieni, asta de la alții mei. Mixurile de la Valeria. Ce? Mixuri de la Valeria. Da, de la Valeria. Te-ați luat la vecini. Dacă a doua ziua ta îți cumpăr mâine mixer, să știi. Mixer, mixer. Oi, nu, dar nu trebuie nici tor, las că eu mă descurc. Nu, nu, chiar și tor am să-ți cumpăr. Noi facem, adică soră mea pregătește tortișoarele, o să fac tort medovic, da? Da, caramelizat. Caramelizat cu vișină și cu... și? Nezinu. Da, băi, cu Batista asta e frumos, parcă ești... Na! Dar până ai alte, Batiste. Deci, bună seara, acum fiți foarte atenți. Ea este Sima, faceți cunoștință. Salut. Și ea este Vica, faceți cunoștință. Ele sunt prietene din anii noi, corect? Da. Și ea, fiind o femeie bună la suflet, zice, dă să-mi cumpăr mie o sticlă. Și-a luat sticla ei, 266, și-a zis că dă să iau și lui prietena mea o sticlă cadou, o să câștigi sau nu. Și iată sticla norocoasă 264, pe care i-a făcut-o cadou, și această sticlă este norocoasă. Eu ce să zic, banii nu sunt ai tăi, banii sunt ai tăi. Iată, 1000 de euro, poți să-i numeri, iată și certificatul. Iată așa. Ce faci cu banii? Tot și cadou de la dânsa? Ați vă înțelegeți voi! Vreau să te felicit, tu ești marea câștigătoare, 1000 de euro de la Priori Wine și împreună cu Emilian Crețu, ți-i doresc să mai faci cadouri de genul ăsta prietenilor, dar vorba aia prietenii să nu uite și de tine. Așa că felicitări, ea este câștigătoarea, puteți să o felicitați. Eu acum urmează să scriu aici pe certificat numele și prenumele. Ești neam cu mine? Nu. Precis? Mai mult ca precis. Mai mult ca precis. Ești neam cu mine? Nu. Ceva pentru urmăritorii mei, dacă e adevărat concurs sau nu. E faza cea mai tare, când am oprit deja filmările, trebuia să filmez, să vedeți și voi câștigătoarea. Și o întreb pe doamna care a făcut cadou prietenii ei, zic, dar care a fost reacția ta când ai aflat că prietena ta a câștigat? Și zici că... Săraca, tu se închepui. Așa că, dragilor, nu se știe de unde sare iepurașul. Eu vă doresc un an nou fericit, nu ne apucăm iarăși de pregătiri, pentru că trebuie, na, vorba aceea. Și la vine. Tot casa numai foi de tort, poftim, uitați-vă. Așa, așa, așa. Ador să beau șampanii, anume din paharele astea, pentru că le-am ușit în interior, am impresia că parcă spus în priză. Iată așa. Și un gât la vin.
Ian? Ia uitați-vă cât de frumos arată. Wow! Supie! Ți-a salut baba Dora, nu salut la Lavinia, nu i-o dat voie să-i pui. Ian, tragi urechișul în jos. Eu la zona mea poate să mă îmbrac așa și să-mi pun, ce zici? Da. Ia cam uia, eu înțeleg. Da, de grabă e zona mea și am tot dreptul să mă port cum îmi place mie. Na, țeni. Așa. Jesus. Nu acolo, Lavinia, nu acolo, nu acolo, jos. Jos. Așa, în congelator. No. Cam suntem lecți că lihniți de foame. Și n-am luat ceva, eu cred că e pregătit. Eu de când vrem să filmem de helanghe să... Iacte, pentru copii. Saturnieli, gata, am început o postare cu ele. Lavinia, vreau să-i... Păpăm Saturnieli colorate. Ia uitați-le, câte de frumușele, pilimeșchile de colorate, pilimeșchile pentru copii mici, asta pentru Lavinia, și noi să facem pentru Marcica niște pârjoale, amuș gustoșeli, dar avem cartofi pentru piure? Nu știu. Bun. Ia uitați-le, câte de frumușele, pilimeșchile. Ce costume? Eu nu știu, pârjoalele trebuie lăsate zgheț sau așa, eu le-am pus așa, nu știu. Cum se pune corect? Lasă-i. Așa? Bun, hai. Papă. Ia, la minuș. Sunt superbe. Mhm. Știi cu ce seamănă? Știu. Cu macaroni. Parcă sunt macaroni, dar chiar că... La minuș, nanu, dă salutul. Dă-mi doi, să nu. Hai, apropo, salutul ăsta. A doua zi după anul nou m-am dus și am strâns toate cutiile care erau jos și le-am găsit două saluturi. Cineva a uitat să le dă ei. Aaaa, și asta. Ce și? A, este salutul? Da, foarte frumos. E, așa, da, mă scuzați, eu n-am știut. Le-am găsit jos, a doua zi, eu am fost și am strâns de urmă la toți, toate cutiile de la saliuturi și erau două în pungă și cineva era privat și unul locul nu s-a mileste. Și mai zic mâncuna. Astăzi am primit un milion de mesaje, Emilian, și cadou vrei la ziua ta de naștere. Ia ca pană de idei în cazul în care vreți un cadou original de 100 de chili. Uitați-vă și mută noi. Mulțumesc!